Dacă iei o hartă și trasezi o linie care unește insula Bermuda, Puerto Rico, Miami și înapoi la Bermuda, ce crezi că vei obține? Infamul triunghi al Bermudelor, cunoscut pentru faptul că a înghițit mii de vase și aeronave de-a lungul secolelor. Dar există un nou mister în acest loc deja atât de enigmatic. Ceva pândește în adâncul apelor sale și lasă indicii bizare despre existența sa. Pliosc! Submarinul tău atinge suprafața apei. Cobor 30, 300, 600, 900 de metri. Este din ce în ce mai întuneric. Pereții submarinului scârție pe măsură ce presiunea crește. Peste 10.000 de kilopascali. Este ca și cum greutatea unui pian strânge fiecare centimetru pătrat al corpului tău din toate părțile. Ai ajuns la destinație. Tot ce-ți mai rămâne de făcut este să localizezi fiara. Exact la timp! Prin hăul întunecat vezi o formă verde care strălucește în depărtare. Vine tot mai aproape, iar pe măsură ce se apropie pare din ce în ce mai mare. Asta e, creatura care lasă urme circulare ciudate pe delfini, pești, balene și chiar pe alți rechini. Iată-l, e rechinul trabuc. Dar nu te lăsa păcăli de dimensiunea lui. Poate nu este mai mare decât un popic, dar creatura asta este un parazit. Se fixează pe corpul altor animale marine, folosindu-se de dinții săi zimțați. Cu o singură mușcătură își umple stomacul, se desprinde și își continuă ziua. Gustarea sa își continuă și a viața. Singura dovadă acestei întâlniri, urma mușcăturii în formă de fursec rămasă pe corpul victimei. Dar nu presupune că ești în siguranță în submarinul tău. Se știe că acești micuți îndrăzneți urmăresc și submarine. Decizi să nu riști ca rechinul să facă o gaură în singurul lucru care te împiedică să fii strivit de apa din jurul tău. Mergi mai departe pentru a întâlni și alte creaturi bizare ce pândesc în triunghiul Bermudelor. La o adâncime și mai mare vei găsi peștele dragon. Spre deosebire de alți locuitori ai apelor adânci, aceștia produc lumină din spectrul infraroșu, în timp ce alți pești au de-a face cu lumina albastră și cu cea verde. Iar acest lucru îi conferă peștelui dragon un avantaj imens. Produce o lumină pe care alții pur și simplu nu o pot percepe. Creaturile care vor să-l mănânce nu-l pot detecta, la fel nici cele cu care acesta se hrănește. Un locuitor unic al adâncurilor este calamarul vampir. Nici vampir, nici calamar, sau caracatiță. Creatura aceasta este o specie unică. Are cei mai mari ochi în comparație cu dimensiunea corpului dintre toate animalele de pe planetă. Când calamarul vampir se simte amenințat, își învârte brațele în sus și în jurul corpului. În esență, creatura se întoarce pe dos. Un alt animal de evitat în adâncuri este înfricoșătorul vierme bobit. Acesta se îngroapă pe fundul mării, lăsând doar o mică parte din corp afară și își așteaptă cina cu gura sa ca un clește deschisă. Ce are în meniu? Alți viermi și pești ce pot fi de 7 ori mai mari decât el. Își folosește cele 5 antene pentru a detecta când prânzul său este suficient de aproape. Într-o clipită, viermele se aruncă înainte și își apucă prânzul cu gura. Iar odată ce are prada în fălci, viermele o injectează cu venin și o trage în vizuină pentru a se hrăni. Una dintre cele mai adânci fose oceanice din triunghiul Bermudelor este limba oceanului. Acesta este, de asemenea, terenul secret de reproducere al rechinilor tigru. Îi poți recunoaște imediat datorită celor dungi gri închiși ca de tigru, aflate pe părțile lor laterale. Ei sunt a doua specie de rechini ca mărime după marele alb, iar pofta de mâncare e proporțională cu mărimea. Meniul său e format din mamifere marine, rechini mai mici, pisici de mare și țestoase. Dacă ajungi vreodată față în față cu el, să sperăm că nu, amintește-ți asta. Îți poți da seama de vârsta lui uitându-te la dungile sale. Acestea se estompează în timp, deci cu cât rechinul este mai tânăr, cu atât dungile sale sunt mai pronunțate. Există foarte mult zooplancton în triunghiul Bermudelor. Acesta conține, de obicei, organisme mici, care sunt esențiale pentru lanțul trofic al oceanului. Dar nu uita, dacă nimic nu l-ar mânca și ar fi lăsat să crească necontrolat, zooplanctonul ar acoperi întreaga lume în straturi în doar 4 luni. Ah, și meduzele sunt cea mai mare specie de zooplancton.
Meduzele au existat cu mult înaintea dinozaurilor. Probabil știi deja că corpul tău este 60% apă. În cazul meduzei e vorba de 95%. Așa că dacă aceasta ajunge pe țărm, după câteva ore, cea mai mare parte a corpului său se evaporă. Există și o meduză care trăiește pentru totdeauna. Meduza nemuritoare poate reveni la stadiul de polip și apoi reîncepe să crească. Sună ca ceva de pe altă planetă, dar nu e cazul acum. Dar știai că în anii 90 NASA a crescut meduze în spațiu pentru a vedea cum reacționează în condiții de gravitație zero? Se pare că le era foarte bine acolo în cosmos. Dar atunci când au revenit pe Pământ, le-a fost greu să se adapteze. Țiparul european nu a fost în spațiu, dar e un mare călător prin lume. Călătorește din Europa până în Marea Sargaselor, acolo unde este localizat Triunghiul Bermudelor. În stadiul de larvă, pur și simplu plutește în ocean, uneori până la 3 ani. Acesta este și cameleonul apelor. De-a lungul anilor, țiparul european își schimbă culoarea, trecând de la translucid la galben, apoi la argintiu metalic. E o creatură nocturnă și secretoasă, probabil partenerul ideal pe care ai putea să-l ai atunci când faci o vizită la frigider la miezul nopții. Un calamar uriaș care a eșuat pe o plajă din Florida avea peste jumătate din lungimea unui teren de fotbal. Cercetătorii au bănuit că această matahala a venit din Oceanul Atlantic, de lângă Triunghiul Bermudelor. Calamarii giganți sunt cele mai lungi nevertebrate. Au de asemenea cei mai mari ochi de pe Pământ. Sunt la fel de mari ca o minge de fotbal. O altă creatură găsită în apropierea Triunghiului Bermudelor este crevetele din peștera Sterer. Erau atât de bine ascunși încât nimeni nu știa că aceste creaturi există până în 2011. Unele femele de creveți de peșteră poartă cu ele un număr impresionant de ouă. Oamenii de știință au descoperit că o femelă avea atașate de corp aproximativ 2000 de ouă. Furtunarul din Bermuda este pasărea națională a... da, ați ghicit, Bermudei. Este a doua cea mai rară pasăre de mare de pe planetă. De fapt, oamenii au crezut că a dispărut până în 1951, când au văzut câteva exemplare pe insulă. Are un strigăt sinistru care îți va da fiori pe șira spinării. Epinephelus striatus poate fi găsit doar pe coastele din sudul Floridei. Acest pește stă la pândă și consumă alți pești, dar și crabi și homari. Este un fel de aspirator pentru că își absoarbe mâncarea prin gura sa uriașă. Acest pește are și un mecanism interesant de apărare. La fel ca un cameleon, își schimbă culoarea atunci când simte că este în pericol. Uneori capătă o nuanță mai deschisă sau mai închisă pentru a se camufla mai bine. Așadar, l-ai putea observa. Sau poate nu. Dacă se întâmplă să vizitezi Triunghiul Bermudelor, atunci probabil că vei vedea niște rechini ciocan. Ei își folosesc acel cap emblematic în formă de ciocan pentru a-și fixa prânzul, adică pisicile de mare, pe fundul oceanului. Forma capului le oferă de asemenea o vedere mai bună. Ei pot vedea aproape 360 de grade. Ei bine, cu excepția unui punct mort aflat chiar în fața nasului. Este posibil ca țestoasa de mare Hawksbill să nu pară intimidantă, dar aceasta va mânca orice îi poate încăpea în ciocul său ca de pasăre. Bureți de mare, alge și chiar meduze veninoase. Grăsimea lor corporală poate absorbi veninul și toxinele, astfel încât ele să rămână nevătămate. Triunghiul Bermudelor găzduiește de asemenea viermele strălucitor verde. Aceștia nu sunt cu adevărat viermi, ci larve. Ei produc acea lumină strălucitoare de la un organ de lângă coadă, care atrage creaturi mai mici spre ei, fiindu-le astfel mai ușor să-și prindă prânzul. Arată banal, însă un program ciudat de fix. În fiecare a treia noapte, după luna plină din timpul verii, la o oră exactă, viermele strălucitor se aprinde. Dar revenind la creaturi mai de coșmar din Triunghiul Bermudelor, iată-l pe rechinul Goblin. Cunoscut ca fiind o fosilă vie, el e singurul care a rămas din familia sa de animale. Ca mărime, este probabil de lungimea antebrațului tău și nu pare să aibă nimic special. Dar dacă privești cu atenție atunci când prada se apropie destul de mult, BOOM! Falca iese din gură și apucă creatura ghinionistă.
Odată ce dinții s-au blocat, maxilarul se retrage în gura rechinului. Și da, împarți planeta cu ființa asta!